Bravo! Bravo timișorenilor! Gheorghe Bela, bravo! Și timișorenilor care au ieșit. Bravo, Gheorghe Bela, patriot adevărat! Bravo! Ieșiți și ceilalți! Ieșiți din casă dacă vă pasă! 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 Dragi români, bărbați ca mine este țara plină! Bărbați care au făcut armata! Bărbați care au jurat pe acest drapel sfânt! Bărbați care au jurat să-și apere poporul, să-și apere semenii, să-și apere resursele, să-și apere pământul. Facem un apel la acești rezerviști să salte capul sus, să iasă în față și să alături de noi, să vină alături de noi. Vă mai dau un exemplu foarte clar. Puterea cea mai mare este puterea boicotului. Acești criminali vrea să facă discriminare între vaccinați și nevaccinați. Nu! Discriminarea principală este între noi și ei, trădătorii. Și trebuie, la un moment dat, să fim mult mai mult decât ei. Puterea boicotului este următorul. Dacă acel angajator vă șantajează, vă presează să vă vaccinați, dați-i judecată pe capete, umpleți-i de procese. Dacă acel angajator dorește neapărat să fiți înțepați, nu-i nimic. Răbdăm 2-3 luni, dar puterea boicotului, rămânând ei fără loc, fără oameni, nu se vor mai plăti taxe la stat și statul își traie singur craca de sub picioare. Acele magazine care vă vor șantaja, la fel, băgați în faliment, ocoliți, găsiți alte oportunități, puteți să vă luați alimente și din alte părți. Ne face un bine, pentru că noi, prin acest procedeu, vom ajuta și românii care au mici magazine, care trebuie să trăiască. Prin acest boicot, care este cel mai puternic, dacă se va adopta definitiv acest certificat verde, nu mai plătiți taxe, nu mai plătiți impozite, trăiați craca de sub picioare. Craca de sub picioare este pănuțul. Ei tot ce fac doar pentru interese și bani. Tăiați-le măcar banii. Dacă se adoptă acest certificat verde, haideți, toți strigăm să fim unitate, unitate. Nu! Mai întâi trebuie să fim solidari unii cu alții. Să vedem oamenii de lângă noi ca fiind frați. Nu să ne discriminăm vaccinați și nevaccinați. Toți suntem români. Cei care s-au vaccinat, este fix problema lor. A fost decizia lor și nu respectăm. Este sănătatea lor, viața lor. Dar în primul rând toți suntem români. Singura discriminare care trebuie să o facem este între trădători și români simpli. Doamne ajută, este... Vă rog, mai am decât un minut și termin. Mulțumesc. Treaba cu Doamne ajută este ușor greșit. Dumnezeu este fiecare din noi. Fiecare din noi putem schimba ceva. Fiecare din noi, prin purtarea noastră, prin comportamentul nostru, putem schimba totul. Tot. Dumnezeu stă, dar nu-ți bagă și traistă. Degeaba strigăm, Doamne ajută. Ne putem ajuta unii pe alții. Putem ajuta semenii noștri care sunt mai jos decât noi. Nu invidie să ne agățăm de cel care este mai sus, să dărâmăm jos. Invers! Agățați-vă la cei care urcă, să puteți urca și voi pe lângă ei. Vă mulțumesc de suflet, Doamne ajută, iar fac aceeași greșeală. În primul rând, ajutați-vă voi între voi. Nu mai faceți diferențe între voi. Mulțumesc! Mulțumim!